Sâmbătă, începând cu orele 16 în sala mică a Casei de Cultură Roman, cinefilii romașcani au fost invitați la proiecția a două filme de referință ale cinematografiei românești, Cinema Mon Amour, în regia lui Alexandru Belc, Tudor Georgiu și Ilinca Micu, și thrillerul Câinii, în regia lui Bogdan Mirică. La proiecția celor două filme au participat Victor Purice, managerul cinematografului Dacia din Piatra Neamț, și colega sa Cornelia Chelmo, care povestesc eforturile de salvare ale cinematografului românesc. Cu ocazie fericită de... spre bucuria mea, cu lansarea filmului Cinema Mon Amour, dar totodată și cu... am aruncat o privire la cinematograful Unirea. Mă doare sufletul că a plecat din Radef și este în starea care este. Am venit cu dragoste să mă revăd cu un fost coleg. Din păcate văd că n-a ajuns. Gică last. Și am venit să le spun, dacă voi fi întrebat romașcanilor, și să le demonstrez prin ceea ce vor vedea în film, că în ziua de astăzi, dacă vrei să faci cultură și depui suflet, reușești. Dacă nu, ajungem iar să vedem imagini de alea cinematografii dărâmate, în ruină, abandonate și... Totuși este dureros faptul că cinematografia românească, în ciuda eforturilor pe care le face și a reușitelor în plan internațional, iată că în plan intern, prin dărâmarea infrastructurii, mă refer mai ales la orașele de provincie, a pierdut enorm de mult. Și iată o dovadă că în sala aceasta, într-o sâmbătă după amiază, doar numeri pe degete romașcanii care au ajuns la să vadă un film bun. Unde credeți că este, acum este vinovăția? Aici aș repeta exact ce o să se vadă în film. Clar că greșeala este a celor care au condus sistemul cultural din România, a celor care au avut la dispoziție tot ce a însemnat cinematografie și interesul au fost să capteze moluri, nu interesa cinematografele. Suferința mare este că avem producție de filme foarte bună, deci văzută foarte bine în Europa și chiar în celelalte state, dar durerea lor este că nu au unde să le promoveze și unde să le ofere publicului. Dispărând din cinematografie treptat, au rămas și ei fără mijlocul de a-și scoate filmul pe piață. Și aici e dureros. Deci, a început, deci după evenimentul cu filmul lui Cinema Mon Amour, e cu totul altceva, e o mentalitate nouă, deci au preluat regia Radef România Film, a fost preluată de altă categorie de oameni care pot să discuți cu ei și vor să facă, deci împreună reușim să facem pași în care să redăm cât de cât cinematografele, ce mai putem din ele, să le refacem și să le redăm publicului iubitor de film. Vorbeați cu durere de cinematograful Unirea, n-a fost de altfel singurul, recent, relativ recent, să zicem un an, doi, a fost dărâmat cel care era emblema romană, cinematograful 23 august, datând din perioada interbelică. Flacăra la fel. Văd că sunteți un bun cunoscător al realității romane. Păi am trăit între ele. Așa. Care credeți că ar fi soluția? Că iată cea de preluare a lor de către autoritățile publice locale, care să știți că s-au preocupat. Deci acesta este inclus într-un proiect cinematograf, dar nu s-a materializat, n-au venit banii pe fonduri europene, singura Părerea mea că n-au venit banii pentru că proiectul cred că nu a fost bun. Deci nu se poate. N-a fost eligibil, ziceți. Sigur că da, trebuie să... Deci în momentul când prevezi, deci dai o sarcină la un sistem să-ți facă proiectul respectiv și
omul care gândește proiectul respectiv, este imposibil să nu reușești, mai ales în ceea ce privește cultura. Pentru că, vedeți, la Leipzig discutam cu ei, m-au întrebat de alte idei de ale mele și la rândul meu eu i-am întrebat cum au reușit ei să, că și ei au avut perioada în care treptat au început să dispară câte un cinematograf. Deci, imediat, ei s-au pus întrebat ce se întâmplă. Și atunci, ca să acceseze fonduri europene, mi-a dat o idee în care eu am prins-o imediat. Era vorba că, zice, ne-am dus cu proiecte, nu doar cinematograf. Deci clădirea respectivă le-am transformat în centre culturale și atunci, deci când te duci cu un dosar și scrie cinematograf pe el și pe unul scrie centru cultural, de ce ăla cu cinematograf ți-l dă deoparte, ăla centru cultural e cu totul mult mai interesant. Proiectul de la Roman prevedea un centru cultural? Superb, dacă a fost așa era superb. Pentru că, într-adevăr, era o sală care poți să beneficiezi de ea pentru mai multe categorii de spectacole. Deci nu poți să nu dai numai film. Deci, doamna Cornelia, ce reprezintă pentru generația de actori tineri, zic eu, acest prilej de a veni în orașele acestea de provincie în care, iată, veți avea foarte mult de lucru? Pentru că se face puțin și lumea nu e obișnuită, lumea trebuie obișnuită. A cui credeți că este vina că sălile acestea sunt încă goale? Vina nu știu dacă a televiziunii, cred. Acum copiii, deci tineretul, stă mai mult și pe calculator și la televizor. Da, generația Facebook. Așa. Dar la noi, la Piatra Neamț, când a început să meargă, deci au venit un grup de tineri care s-au ocupat. Și din patru fete care s-au ocupat de Salvăm Dacia, de cinematograful nostru, au mobilizat alți copii, alți elevi, tineret, liceeni și de la facultate, care s-au implicat. Și de atunci, de anul trecut, de acum doi ani sunt cam așa, da, au început să vină. Vorbind, adică nu știu, cred că într-un cinematograf, oricât ar fi el, de fără căldură, fără condiții, așa cum este și al mesă la Dacia, așa a fost, da, în film, dar acum avem și noi căldură. Acum e cu tot altceva. Avem căldură, am mai modernizat un pic în cinematograf. Anul trecut știu că a fost o întâlnire acolo cu PMP-ul, cu domnul Băsescu și nu era. Nu, la fel de Da, pe frigul ăla noi dădeam ceai, ne dădeam o pătură, adică trebuie să, când intri într-o clădire, trebuie și personalul să fie mai plăcut, mai ca să atragă tineretul, să-l atragem să vină la noi, chiar dacă sunt condițiile care sunt. Și încet, încet, unul de la altul și în clasă, și au început să vină copiii cu clasa întreagă. Copilul, ca un exemplu așa, copilul meu în clasa nouă acum și la prima ședință, doamna dirigintă a zis, știți că copiii dacă fac voluntariale se dă o diplomă. De exemplu, anul trecut am avut foarte mulți copii care s-au implicat în salvarea cinematografului, deci au rămas uimită și chiar m-au bucurat. Pentru că într-un liceu întreg, foarte mulți copii vorba. De la unul la altul au venit, pentru că s-au simțit bine, au văzut un film, a fost altfel. Și cred că încet, încet vine unul la film, îi spune, măi, m-am simțit bine, am văzut un film bun. Cred că și asta, reclama între ei, să fie mai uniți, să lese calculatorul, că e altceva când vezi pe un ecran. Vorbiți un pic despre filmul propriu zis. Deci, pe care îl prezentați astăzi, despre o valoare incontestabilă, să nu știu, dar... Deci aici o să vă spun eu, deci proiectul, ei au avut Transilvania Film, au avut în proiect să fac un documentar despre cinematografele abandonate. Și-au luat treptat fiecare cinematograf cu ce au mai găsit. Un salariat, mai pensionar, care stătea, mai repara un radio, mai nu știu ce, într-o cămăruță acolo, altul, un alt cinematograf și ultimul care a fost cinematograf, care a fost vizitat de această echipă de filmare, a fost la Piatra Neamț. Între timp, eu deja aveam un proiect, pentru că
mă săturasem că nimeni nu te bagă în seamă, deci așteptând tot să pice ceva de sus, pica, dar pica în schimb tavanul, deci picau ceva din construcții. Și atunci am hotărât să trec primul pas să-l fac eu cu salariații. Deci cu banii noștri, cum eu am ajutat niște prieteni, cu munca noastră proprie, deci noi acolo în film nu suntem machiați, nu suntem ghidați să facem ceea ce facem. Deci este singurul film care este real, pur și simplu, totul în el, deci nimeni n-a dat sau n-a spus că trebuie să faci aia. Deci totul ce se face e real al nostru. În momentul când au văzut că am schimbat fațada la cinematograf, atunci au apărut puștii aia 4 și au spus că facem un eveniment, salvăm Dacia. Ei când au văzut realizatorii că au vrut ce am de gând să fac, atunci au mers și s-au consultat cu producătorii, cu HBO și cu celelalte case de filme și au hotărât să nu mai meargă în alte cinematografe, să axeze, indiferent că deci filmarea a durat 3 ani jumătate. Deci 3 ani jumătate, echipa a fost după noi permanent. A fost 380 de ore, parcă cam atât. Și au spus, vă axați, vă luați exact cinematograful cum din moarte clinică în vie. Deci asta a fost ideea lor. Au fost de acord cei de la HBO și așa a ieșit cineva Mon Amour. Bugetul. Bugetul. Nu avem treabă. Noi suntem familie. Bugetul filmului. Bugetul filmului nu m-a interesat. A fost, era scris ceva la 100 și ceva de mii de euro, parcă. Mult dar puțin că nu ne. Pe noi nu ne-a interesat. Noi n-am beneficiat de un leu. Deci noi, cei care apărăm în film, n-am beneficiat de un leu de la o firmă de. Nu. Noi am făcut pentru. Da, noi am făcut pentru cinematograf. Asta am făcut. N-am făcut ca să fim plătiți, n-am. Ce intenționați, de acum unde mai mergeți în turneu, în afară de Roma, în piața, evident? Problema este că nu avem cum să participăm la toate. Avem invitații de la Cluj, de la Florin Persic, de la colegii noștri, care sunt foarte încântați să-l dea în cinematograf, unde vor să facă o chestie superbă. O să încerc tot în zona Moldovei să mai merg să discut cu oamenii, să vedem pe cinematografele Iașului, a Botoșanului, care le mai avem. În ceea ce privește cinematograful nostru, deja, și la asta mă gândesc și cu prezența mea la alte lansări, pentru că deja avem de gând să schimbăm scaunele, să. Deci implică muncă enormă, deci vom aduce și scaune, pentru că e singura problema mea mai dureroasă, care mă doare de mult, de fapt nu mă doare numai așezutul, că scaunul când mă așez pe el. Deci trebuie schimbat, am găsit o variantă, acum să vedem cum le transportăm și să încercăm să intrăm în ritmul european. Mai avem un proiect care deja e realizat cu preluare de spectacole prin satelit directe, deci vor fi la aceeași oră, vor lași în Piatra Neamț, în cinematograful Dacia. Primul va fi, cred că, spectacolul Andrei Rieu, de sărbători, deci care îl vezi direct. Deci, și încercăm să aducem mai multe genuri de spectacol, pentru că sala este foarte mare și de asta. Alții care vin și îmi dau idei de a transforma în 3 săli, să fac 2 săli de 50 de locuri și nu. E costisitor și din punct de vedere digital, dar în primul rând nu. Eu îl vreau clasic, să rămână clasic, așa să-l generații, deci noi, bunicii, ceilalți, să le transmitem la noua generație. Uite, noi acolo am fost și așa arăta cinematograful, nu cum e Molo acum sau alte. Apropo de ce spunea doamna Chelmă, nu considerați că ar fi o soluție ca să încercați o mobilizare a tineretului prin rețeaua școlară, prin școli, prin directori, prin inspectoratele școlare, pentru că iată ce le încercăm prin casele de cultură sau prin asta, ele sunt proiecte care eșuiază și păcat să vii, este jenant să vii să rulezi un film pentru 10 spectacole. Noi
acum 2 ani practicam, pentru că am vrut să invităm școli, grădinițe la... Nu puteai să... Eram conștient că dacă invit să îmbolnăvesc copiii, deci nu aveai condiții. E, acum, având condițiile... Asta vă referiți la piață, da. Aici da. În continuare. Nu sunt. Deci, la, deci acum 2 ani eu eram, mergeam cu ecranul, sunetul și proiectorul în școli și în grădinițe. Deci dădeam... A fost filmate și în timpul filmului, dar vă că nu a apărut, mă rog, asta a fost altceva. Deci... Am spus, dacă nu vreți voi la cinema, vine cinemaul la voi. Și am făcut aia. Eu sunt, deja am parteneriat cu inspectoratul școlar. De la Neamț. Da, noi am avut cel mai mare număr de spectatori la școala altfel, da? Da. Ultima perioadă a școala altfel, în care a fost o sărbătoare de nedescris în cinematograf. 600 de copii intrau, 600 ieșeau, vă dați seama ce... Și s-a perit. Și atunci toată lumea a stat și a gândit, măi, ce face nebunul de Puricescu acolo, că se întâmplă ceva, ce se întâmplă la Piatra Neamț. Și de atunci eu lucrez cu noua generație. Deci ei sunt protejații mei. Deci e clar. Când e vorba de Facebook, Facebook e beleaua belelelor, cum îi zic eu. Deci ei se unesc, se adună imediat prin așa și participă alături de mine la tot ce înseamnă eveniment cinematografic și cultural. Următorul proiect cultural? Să văd eu scaunele, să le văd scaunele și să văd alte probleme care le mai am de rezolvat. Acum o să deschidem și un bufet în care să beneficiem de banii să rămână la noi, să fie a noastră și atunci o să mai permis cu încasările respective, mai schimb o ușă, săptămâna viitoare mai schimbă ușe și în final să-l văd în sfârșit pofta, poftesc eu și atunci să încercăm să-l transformăm într-un centru cultural Mon Amour, bineînțeles, va rămâne. Deci atât să las în urma mea. Mai am 4 ani, deci trebuie să o rezolv, pentru că eu nu fac promisiuni. Eu sunt omul faptelor, deci n-am treabă. Promisiunile e greu să le ții. După apariția acestui documentar la Piatra Neamț, în care fiecare scenă este autentică, la conducerea RADEF au venit alți oameni care au avut aceleași viziuni ca ale noastre la Piatra Neamț și doresc și cred în revigorarea cinematografului românesc. Înainte de Revoluție erau 600 de săli în 282 de cinematografe, acum le numer pe degetele de la o mână, a mai spus Victor Purice. Acesta a mai pomenit de faptul că la Roman au fost cinematografe monumente arhitectonice, ca cinematograful Brand, Victoria, Flacăra, care au dispărut fizic din indolența autorităților locale. Cornelia Chelmu, la rândul ei, este încredințată de faptul că dușmanul cinematografului tradițional este televizorul și internetul. Cei doi au vorbit despre proiectul Salvați Cinematograful Dacia, care a fost o reușită datorită parteneriatului cu școlile, pe vremea când Victor Purice era considerat un Don Quixote, care împreună cu cele două salariate se încăpățânează să salveze cinematograful românesc. Fostul operator, în împătimit al filmului, ne-a vorbit la cei 60 de ani împliniți anul acesta despre proiectele de viitor, schimbarea scaunelor, bucuria de a fi primit aparatură pentru proiecții 3D și implementarea proiectului de transformare a cinematografului în centru cultural, unde la sărbători va prelua prin satelit un concert al lui André Rieu.